Și au fost noi ciocniri între forțele de ordine și protestatari în capitala Georgiei, asta după ce Parlamentul a adoptat în cele din urmă o lege inspirată după model rusesc, în ciuda opoziției populației. Ulterior, împotriva protestatarilor au fost trimise și forțele de ordine, care au reprimat din nou protestele. O reacție a avut până și Uniunea Europeană, care a caracterizat drept inacceptabilă folosirea forței de către autoritățile din capitala Georgiei. Au fost noi ciocniri pe străzile din capitala Georgiei, Tbilisi, după ce Parlamentul a trecut de a doua lectură legea agenților străini, un proiect inspirat după o lege adoptată și în Rusia. După decizia Parlamentului, autoritățile au încercat să-i împrăștie pe cei aproximativ 40.000 de protestatari, folosind gaze lacrimogene și tunuri de apă. Unii oameni au fost însă luați pe sus de către mascați. La reprimările protestelor din Georgia a reacționat și Uniunea Europeană prin vocea înaltului reprezentant al UE pentru afaceri externe, Joseph Borrell. Acesta a precizat: condamn cu fermitate violența împotriva protestatarilor din Georgia, care demonstrau pașnic împotriva legii privind influența străină. Georgia este o țară candidată la Uniunea Europeană, solicit autorităților sale să asigure dreptul la întrunire pașnică. Folosirea forței pentru a reprima este inacceptabilă. Proiectul de lege al așa numitei influențe străine va impune ONG-urilor care operează în Georgia și care primesc peste 20% din finanțare din străinătate să se înregistreze drept agenți de influență străină. O lege aproape identică există deja în Rusia și a permis Kremlinului să reprime ONG-urile și presa care i-au criticat deciziile. Georgia este însă o țară cu o populație pro-UE și pro-NATO, astfel că legea a declanșat o criză politică și proteste de stradă. În Georgia, legea influenței străine a fost înaintată de Visul Georgian, o formațiune politică cu legături vechi în Rusia. Textul trebuie să treacă printr-o a treia și ultimă lectură a Parlamentului, iar în situația în care acest lucru se va întâmpla, președintele țării, Salome Zurabishvili, a anunțat că se va opune prin veto. Formațiunea prorusă Visul Georgian are însă suficiente voturi pentru a trece peste vetoul prezidențial. Ce la ești acum?